Astăzi, preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit sfânta liturghie în biserica parohiei Apateu, închinată sfântului ierarh Nicolae. La slujbă, alături de credincioșii din localitate, au participat și credincioși din Oradea, de la parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Biserica din Apateu este una dintre bisericile episcopiei noastre închinate Sfântului Ierarh Nicolae și iată, la nu mult timp după sărbătoarea însă și a Sfântului Nicolae și cu destul de puțin timp înaintea praznicului Crăciunului, am venit din nou în această biserică pentru a ne ruga împreună cu părintele paroh, Origen Sabău, care este și consilier cultural al episcopiei noastre, dar și cu aspeți de seamă din România, cu părintele Vasile Sabău de la parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Oradea, care este înfrățită cu Apateul. Este o biserică și o parohie deosebit de frumoasă, pentru că părintele este foarte gospodar și l-a hărăzit Dumnezeu cu mulți talanți de a lucra în ogorul Domnului și ne bucurăm cu toții de orice ocazie de a ne ruga împreună, iată aici, sub ocrutirea Bunului Dumnezeu și a Sfântului Ierarh Nicolae. Am încercat și în această duminică să ne împărtășim din înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu, care ne cheamă pe toți, cu mic, cu mare, să gustăm din cina cea de taină și să dobândim și viața cea veșnică și îl rugăm în mod stăruitor pe Bunul Dumnezeu ca să crească acest dar al credinței în sufletele credincioșilor noștri și să îl trezească de asemenea în sufletele cât mai multor tineri pentru ca și ei să înțeleagă cât de importantă este credința și această moștenire strămoșească și să întărească bisericile lor și să-și pregătească de asemenea sufletele pentru a putea duce aici pe pământ o viață în credință, bineînțeles a întări biserica și neamul românesc și a-și pregăti și ei sufletele în comuniune împreună cu noi și cu toți strămoșii pentru a dobândi și împărăția cerurilor. Trăim în momente de bucurie în Sfânta noastră Biserică, în această duminică a chemării la cină a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin prezența preasfințitului episcop Siluan și prin prezența preoților slujitori și a credincioșilor prezenți în Sfânta noastră Biserică în această frumoasă sărbătoare de duminică, dar în același timp și o sărbătoare închinată Sfântul Ierarh Nicolae, ramul Sfintei noastre Biserici. Dacă în urmă cu 22 de ani cercetam această biserică căutând binecredinciosul popor din această parohie, iată că astăzi trăim momentul bucuriei, împlinirii prin prezența lor, prin prezența oaspeților, a credincioșilor din România și a colaborării care s-a creat de-a lungul timpului între românii de peste graniță, dar și cu românii de pe aceste meleaguri. Prezența noastră aici, a celor din Oradea și a mea personal, este cu o dublă încărcătură înainte de toate că Oradea a coordonat an de zile activitatea Bisericii Ortodoxe Române din Vicariatul Diula înainte de a se înființa episcopia și veneam personal foarte des atunci în perioada aceea pentru că aveam responsabilitățile pe care aveam la nivel de episcopie. Am început să venim mai des după ce părintele Origen a ajuns preot paroh aici. Am considerat întotdeauna că Crăciunul este o sărbătoare a darului și de la Dumnezeu primim în permanență darul bucuriei de a ne ști bucura de viață. Să dea bunul Dumnezeu ca sărbătoarea aceasta să rămână în sufletele românilor. Să aibă încredințarea că nu sunt singur, să aibă încredințarea că noi toți, și românii de dincolo de granță și românii de aici, indiferent de modul cum ne îmbrăcăm sau cum ne comportăm, suntem alături de ei și vom rămâne. Cu o asemenea biserică, așa cum spunea și preasfinția sa, te simți în Ierusalimul de sus. Și rugăm pe Dumnezeu să le dărească sărbători fericite, să le dea praznic fericit și un an fericit tuturor. La final, toți credincioșii au primit daruri. Biserica românească din Apateu datează din anul 1879, fiind construită pe locul unei biserici mai vechi, din lemn, iar în curtea parohiei se află busturile din bronz ale lui Mihai Eminescu și cel al Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.